Bună ziua celor care ne privesc! Vă invităm la o nouă emisiune din ciclul Observator. De data aceasta este o emisiune specială, mai specială, fiindcă avem un oaspete care mai rar ne trece pragul. Este vorba despre domnul prim-ministru, domnul Recean. Vreau să vă salut la Soroca și să vă mulțumesc că în agenda dumneavoastră încărcat ați avut loc și pentru noi. Mulțumesc pentru invitație și dați-mi voie și eu să salut toți sorocenii și pe toți cei care ne privesc. Mulțumesc domnul pentru invitație. Domnul prim-ministru Dorin Recean, știu că ați avut o agendă foarte încărcată în ultima vreme, chiar o agendă internațională. Aș vrea într-un mod așa telegrafic să ne spune unde ați fost în ultimele zile, ce ați făcut și ce are de câștigat de la asta Republica Moldova. Cel mai important este să avem toți prietenii noștri europeni să ne susțină pentru ce avem de făcut în perioada 24-26 iunie și anume să deschidem negocierile cu Uniunea Europeană. Vreau să reamintesc tuturor că aceasta este șansa noastră ca să ne dezvoltăm satele și orașele noastre. Obiectivul nostru este să deschidem negocierile la sfârșit de lună și corespunzător să intrăm în perioada de preaderare. Asta înseamnă inclusiv acces la fonduri de preaderare care să finanțeze proiectele de infrastructură locală. Drumuri, grădinițe, școli, parcuri de distracție. Foarte important, infrastructura serviciilor sociale și medicale, restaurarea monumentelor de cultură, inclusiv ale cașelor sfinte. Toate aceste lucruri, noi, cum am văzut că s-a întâmplat în România, putem să le beneficiem din fondurile de preaderare. Obiectivul meu, obiectivul președintei Sandu și a celorlalți colegi din guvern, din parlament, a președintelui Grosu, este să ne întâlnim cu liderii din Uniunea Europeană ca să putem să avansăm cât mai curând pe acest făgaș. Știu că la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care a avut recent loc la Berlin, s-a vorbit inclusiv despre faptul că podul Iampol-Cosăuț a fost inclus de Ucraina în ghidul investițional pentru anul 2024, dar tot acolo în documente mai spune că Republica Moldova va avea un loc aparte în reconstrucție. Ce înseamnă acest loc aparte și ce rol revine Republicii Moldova în acest proiect european de anvergură? Podul de la Cosăuț urmează să fie construit, deci partea ucraineană va face investiția în acest pod, tot printr-un proiect european, iar noi printr-un proiect european vom ne face drum de acces. Vom finanța aceste lucruri din mecanismul de conectivitate europeană. Republica Moldova, apropo, este prima țară care non-membră UE care poate face parte din acest mecanism. Republica Moldova urmează să joace un rol important în reconstrucția Ucrainei, dar și să beneficieze din proiectele de infrastructură care vor trece prin Republica Moldova. Mă refer la drumuri, cale ferată, poduri și pe Nistru, dar și pe Prut, la fel rețele de transport de energie electrică, noduri logistice care vor ajuta nu doar Ucraina, dar și Republica Moldova și trebuie să ne uităm din perspectivă pe termen lung. Odată cu avansarea noastră în proiectul european, vom avea mai multe schimburi comerciale. Vor crește exporturile, va crește tranzitul de exporturi ucrainene în Uniunea Europeană. Vor crește exporturile țării noastre în Ucraina, dar și în Uniunea Europeană. Iată, această agendă am discutat-o acum două zile la Berlin. Da, în acest context vreau să amintesc despre drumul, unul dintre cele mai rele drumuri din Republica Moldova, Șolcani-Otaci. Sunt mulți sceptici în raionul Soroca care nu cred că la sfârșitul anului 2025 vom avea și noi un drum, eu știu, să zicem, european, fiindcă este vorba tot de aceeași conexiune cu Ucraina, cu țara vecină. Uitați-vă, eu invit toți scepticii să fie foarte atenți către sfârșitul 2025 și vreau să sper că atunci ei se vor transforma din sceptici în optimiști și din optimiști să poată să vorbească și tuturor celorlalți, că atunci când noi suntem solidari, atunci când noi avem un obiectiv foarte clar, atunci când noi avem acești prieteni în Uniunea Europeană care ne ajută să finanțăm aceste proiecte, atunci neapărat reușim. Dar știu că în cadrul acestei vizite la Soroca, dumneavoastră aveți întâlniri și cu unii primari, unii locuitori din primării de raionul Soroca, unde au fost implementate sau se implementează proiecte din cadrul programului Satul European. Aceia sceptici spun că
proiecte, majoritate sunt destinate celor care sunt cu partidul de guvernământ și că după ce partidul de guvernământ se va vedea cu sacii în căruță, proiectele acestea vor fi într-un fel conservate pentru următoarea perioadă electorală. Proiectul Satul European este făcut pentru cetățeni, pentru cei care trăiesc în satele și orașele noastre. El nu e făcut pentru primari, nu e făcut pentru altcineva. El nu e făcut pentru administrația publică locală, el e făcut pentru cetățeni. Și nu contează unde este cetățeanul nostru, într-un sat sau în altul, nu contează dacă a votat într-un fel sau altul. Ăsta e cetățenii noștri și, corespunzător, aceste proiecte sunt menite să îmbunătățească viața din satele și orașelele noastre, dar noi sperăm foarte mult că orice cetățean va conștientiza la un anumit moment dat că, indiferent pentru cine votez, locul nostru este în Uniunea Europeană. De ce? Pentru că Uniunea Europeană a demonstrat că este cel mai bun model economic și social pentru cetățeni. Noi când spunem că cum vrem să trăim? Vrem să trăim ca în Europa. Ce fel de drumuri vrem să avem? Vrem să avem drumuri europene. Ce fel de asistență socială, pensii, sistem de pensii vrem? Ca în Uniunea Europeană. Unde vrem să exportăm produsele noastre? În Uniunea Europeană. Iată asta și noi încercăm să construim. Da, la început ați vorbit despre începutul implementării proiectului aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și vreau să vă întreb, Republica Moldova a primit acest drept ca îndeplinit și ultimele trei puncte din cerințele înainte de Uniunea Europeană și primul punct era reforma justiției. Vreau să vă întreb, chiar ieri priveam la o emisiune de dezbatere la televiziune și se vorbea despre două cazuri care vorbesc că încă această reformă nu s-a dus până la sfârșit. Este vorba despre cazul Interpol și cazul Armata Națională. Uitați-vă, tocmai că aceste două cazuri arată că reforma justiției începe să aibă anumite turații. Eu mă bucur foarte mult pentru operațiunile care deconspiră, uitați-vă, această corupție și ilegalități în Interpol. Ori noi prin oficiul Interpol din Republica Moldova avem de prins și de adus acasă foarte mulți criminali, cum ar fi Șor, Plahotniuc și așa mai departe. Și iată, ceea ce este important este că anumite lucruri deja s-au întâmplat în justiție. Ele sunt absolut insuficiente, eu sunt de acord. Noi încă trebuie să avem grijă ca această justiție să fie credibilă și ea să se manifeste inclusiv aici la nivel local, să se facă dreptate atunci când există ilegalități în raport cu oamenii și cetățenii din tot așa, din satele și orașele noastre. Vedem anumite progrese, le apreciem, dar de acord încă suntem departe de a avea o justiție corectă și eu încă o dată repet, există oameni onești, profesioniști în sistem și în judecători și în procurori. Avem nevoie de mai multă asertivitate, avem nevoie de mai mult curaj judecătorii, procurorii să facă un pas înainte și să se debraseze de absolut toți corupții din sistem. Deja cei mai toxici procurori și judecători au plecat, dar mai sunt încă mulți care fie sabotează, fie încă iau decizii incorrecte. Da, unul din colegii mei spunea că ar fi bine să vă dau mai multe întrebări care ar viza tematica locală, dar eu sunt convins că dumneavoastră să răspund la întâlnirea cu administrația publică locală și acest material amplu va fi prezentat publicului larg de către Observatorul din Nord. Aș vrea să vă întreb să vă pun o întrebare de ordine general. Recent, o lună în urmă, unul din liderii politici de altfel de dreapta a afirmat că în guvernul recean sunt miniștri nocivi și chiar a cerut de la doamna președinte Maia Sandu să elimine pe cei din cabinet. Există acest fenomen, miniștri nocivi în guvernul recean? Eu am un cabinet de ministre și miniștri foarte bun, care muncesc 24 din 24. Acum este o perioadă în care noi trebuie să reușim pe mai multe direcții, cea mai importantă direcție fiind cea de dezvoltare a serviciului public calitativ. În așa fel încât, cum am spus, uitați-vă, proiectul de integrare europeană nu e ceva abstract. Proiectul de integrare europeană înseamnă să muncești zi de zi, să creezi reguli, să creezi instituții în favoarea cetățeanului. Și e un lucru să scrii o lege,
și mult mai dificil această lege să o pui în practică așa cum trebuie. Acum, uitați-vă la faptul câte drumuri s-au construit, câte sate au fost au beneficiat de programul Satul European Express, câte sate și-au construit apeducte și canalizare, câte servicii publice au fost organizate, servicii de asistență socială, servicii de asistență medicală, cât de mult s-a debirocratizat interacțiunea mediului de afaceri cu statul, în așa fel încât la o anumită etapă, cel puțin să nu încurcăm business-ului să se dezvolte, dar la fel avem și programe de dezvoltare a business-ului mic și mijlociu. Uitați-vă chiar aici în Soroca, când mergi pe strada principală, vezi mai multe companii care au beneficiat de programe de dezvoltare din partea statului. Și cu asta se ocupă ministrii de zi cu zi. Și datorită statului, Observatorul din Nord, încă astăzi privește cu siguranță în ziua de mâine, fiindcă am primit o investiție de la guvern, cel puțin până la anul nou suntem liniștiți, dar poate și după anul nou să primim după acest anul ajutor. Nou. Noi, da. Acest program va fi unul constant. Da, aș vrea să vă întreb dacă ați face o ierarhizare a problemelor care urmează a fi rezolvate în timp apropiat, să zicem, eventual până la anul nou, în anul 2005, care ar fi aceste trei probleme cele mai stringente ale guvernului Dorin Recean? Cel mai important este să pregătim țara pentru asimilarea fondurilor de preaderare. Pentru asta avem foarte mult de lucru, oamenii să fie pregătiți, oamenii să primească instruirile necesare. Noi, guvernul, să ne facem tema noastră pe acasă, pentru că tot avem foarte mult de lucru, dar sunt probleme curente, care mă refer la venituri, mă refer la serviciile sociale, mă refer la serviciile medicale. Astea sunt prioritățile asupra care noi lucrăm. Să putem să avem mediul de afaceri, să lucreze bine, să aibă locuri de muncă bine plătite, să plătească impozite, iar din aceste impozite să avem spitale, să avem școli, să avem asistență socială bună, conform așteptărilor cetățenilor. Da, eu, fiind un amator a fotbalului, salut decizia guvernului de a construi la Chișinău, în sfârșit, un stadion național. Și la Soroca Sport, cu părere de rău, spre deosebire de alte orașe din Italia noastră, au echipe de fotbal. Noi nu avem un stadion raional. Nu știu dacă știți că a fost conservat stadionul de la Rublenița, unde o să mergeți astăzi. Ar putea cumva și guvernul să pună umărul ca să aducă municipiul Soroca, raionul Soroca, pe harta fotbalistică a Republicii Moldova? N-ar putea, dar chiar va face acest lucru și în următorii 2 ani vom ajunge și la Soroca. Avem o colaborare foarte bună cu Federația de Fotbal din Republica Moldova și corespunzător avem proiecte comune. Noi am și identificat bani pentru ca în toată țara să avem, inclusiv la Soroca, 46 de terenuri de fotbal și școli sportive care să fie dezvoltate. Acest lucru este important pentru toți tinerii care vor să, și nu doar tineri, că sunt și adulți care vor să practice sportul și în mod special fotbalul, ca și cel mai popular sport din țară și corespunzător să construim aceste școli sportive cu stadioane. Și la sfârșit aș vrea să vă adresați celor care ne privesc și, în general, cititorilor Observatorului din Nord, cu un cuvânt de încurajare, eu știu, de chemare, să zicem că suntem în preajma unui referendum care este existențial pentru Republica Moldova, pentru viitorul copiilor și nepoților noștri. Vreau să rog pe fiecare, dar pe fiecare, nu doar să explice care sunt avantajele unui trai bun, unui trai european aici la noi acasă, dar și să explice acest lucru vecinilor, prietenilor, cu mătrilor, cum se spune la noi, și noi cu toții pe 20 octombrie să mergem, să votăm și să ne exprimăm opțiunea pro-europeană. Vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune. Mulțumesc tare mult și eu îmi exprim încrederea că noi împreună, solidari, putem să realizăm visul nostru european aici acasă. Mulțumesc! Mulțumesc!